Ghețarii. Pe Terra există două categorii de ghețari, montani și de calotă. Ghețarii montani se întâlnesc în regiunile muntoase, deasupra limitei zăpezilor permanente. Aici zăpezile se adună și se transformă în gheață în scobiturile versanților, care în timp sub acțiunea gheții se lărgesc și se adâncesc, rezultând depresiuni numite circuri glaceare. În momentul în care depășește marginea circului, gheața se scurge lent pe valea glaceară, sub forma unei limbi glaciare, pe suprafața căreia există numeroase crăpături, numite crevase. Deși se scurge cu o viteză mult mai redusă decât apa râurilor, gheața exercită și ea acțiuni de eroziune, transport și acumulare. Materialele erodate, transportate și depuse de ghețar se numesc morene. Limba ghețarului poate atinge lungim de zeci de kilometri. Ea se scurge lent, și atunci când coboară sub limita zăpezilor permanente, se topește. Apa rezultată putând alimenta un lac, un râu, ori o mare. Ghețarii de calotă sunt masă uriașă de gheață care acoperă relieful cu uscaturilor din regiunile polare. Aceste pături de gheață cu grosim ce depășesc frecvent 2500-3000 de metri acoperă cea mai mare parte din suprafața Antarcticii și trei sferturi din întinderea Groenlandei. Calote de dimensiuni mai mici se găsesc în insulele Islanda, Spitsbergen, Svalbard sau din nordul Americii, de nord.